Bună ziua, doamnelor și domnilor, dar în special doamnelor, și bine ați venit la festivitatea consacrată Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în domeniul științei. Evenimentul de astăzi este organizat de Ministerul Educației și Cercetării și o să vă rog să aplaudăm începutul acestui eveniment. Vă mulțumim pentru că ne sunteți alături. Potrivit rezoluției Organizației Națiunilor Unite din 2015, anual, la data de 11 februarie, se marchează Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor din domeniul științei. Această zi își propune să marcheze rolul definitoriu pe care l-au femeile și fetele în domeniul științei, precum și să promoveze accesul egal al femeilor și fetelor de toate vârstele la realizările și dezvoltarea științei, tehnologiei și inovării. Republica Moldova s-a alăturat comunității internaționale în sărbătorirea acestei zile importante, începând cu anul 2016. Evenimentul nostru va fi compartimentat în mai multe, așa cum spuneam, compartimente, dar o să avem și două paneluri de discuție, însă până atunci o să îl invit acum în fața dumneavoastră cu un mesaj de felicitare pe domnul ministru al Educației și Cercetării, domnul Dan Perciun. Bună ziua tuturor! Mă bucur în primul rând că ați dat curs invitației noastre și sunteți astăzi alături de noi. Noi am vrut să facem acest eveniment un pic altfel decât poate s-au desfășurat ele până acum, de asta am optat inclusiv pentru anumite discuții panel legate de problemele care sunt în sector și despre cum putem să încurajăm mai multe doamne să aleagă să devină cercetătoare. Eu cred că zilele astea celebratorii, ele sunt foarte importante pentru a celebra succesul într-un domeniu sau altul, dar în egală măsură sunt o bună oportunitate pentru a discuta despre cum putem face mai mult pentru a promova în special femeile în știință în cazul de față sau drepturile femeilor în general. Eu m-am uitat un pic ieri peste statistică, se pare că comparativ inclusiv cu media europeană nu suntem rău, avem mai mult de 50% din cercetătorii din țara noastră care sunt doamne. Sunt într-adevăr anumite domenii unde putem vorbi de o subreprezentare, dacă ne referim bună oară la domeniul științelor inginerești, științele exacte, deci acolo cred că suntem undeva în zona de 20% și ne-am dorit să discutăm inclusiv astăzi despre cum putem face mai mult pentru a încuraja fetele să aleagă, să meargă în cercetare, în general să aleagă aceste domenii de studiu. În ultimii ani s-a făcut destul de mult, inclusiv din Ministerul Educației, pentru a încuraja, de exemplu, fetele să meargă în domeniul IT, campanii întregi desfășurate în sensul ăsta, dar sunt anumite provocări specifice care cred eu că le putem discuta, dezbate și eventual găsi soluții împreună. În același timp, noi o să celebrăm astăzi succesul, după cum spuneam, dar cred că este foarte important inclusiv și dumneavoastră să ne ajutați să transmitem acest mesaj mai departe, fiind modele, exemple de femei care au reușit într-un domeniu care câteodată este totuși văzut mai mult ca un domeniu al bărbaților și să încercăm toți împreună să inspirăm viitoarea generație să aleagă să facă știință de nivel înalt și de talie mondială. La Ministerul Educației, cred că un alt lucru important care ar trebui să-l facem este să avem un panteon, dacă doriți, al cercetătoarelor de succes din Republica Moldova. Trebuie să recunosc că inclusiv mie nu mi-a fost ușor să identific un set de nume care să mi fi întipărit bună oară din școală, ca și exemple de femei pionier în știința din Republica Moldova. Și eu cred că noi am putea împreună să medităm și să construim și să popularizăm un set de nume în așa fel încât tinerea generație să aibă niște repere la care să se orienteze. Într-un final am găsit câteva, cred că nu este o listă exhaustivă, cu siguranță ea poate fi completată, dar am rămas profund surprins și inclusiv impresionat de rezultatele mai multor doamne din Republica Moldova încă de la începutul secolului 20. Vorbim de exemplu de Elena Dron, născută în 1897 în raionul Orhei, URSS și decedată, nu știu de ce URSS, în 97, și decedată în 1989 în Simeria, România. A fost prima femeie inginer din România, deci de origine de aici, de la noi, din Republica Moldova, prima femeie inginer din România, absolventă a Facultății de Construcție a Institutului Politehnic din București.
înscrisă în Cartea de Aur a Politehnicii din București. Sau Maria Pocora, născută la 1 septembrie 1884, prima femeie geolog din Basarabia, colaboratoarea Institutului Geologic al României și geologă la Muzeul Național din Chișinău, realizează studii cartografind rezultatele observațiilor sale pedologice și toate tipurile de soluri din Basarabia. În 1916, onorată cu diploma de gradul I pe baza tezei științifice, iar în perioada 1916-1920, lucrează ca asistentă la Catedrele de Geologie și Geografie a Universității Imperiale Novorossiysk din Odessa. Doamna Natalia Ostianu, matematiciană din Moldova, născută la 7 martie 1922, decedează în 2005, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesoară universitară, membru Academiei de Științe, peste 60 de publicații științifice. Deja Natalia Gheorghiu, din 1914, născută în guvernul Basarabiei Imperiului Rus, decedează în 2001, chirurgă, pediatră, profesoară și doctor în științe medicale, pioniera chirurgiei pediatrice din Republica Moldova. Deci eu cred că noi putem face mai mult cu toți împreună pentru a celebra asemenea exemple de succes, inclusiv din rândul contemporanilor noștri, inclusiv din rândul dumneavoastră, în așa fel încât din școală să avem aceste modele spre care să ne orientăm. Eu nu știu dacă există o asociație a femeilor cercetătoare din Republica Moldova. Ar fi și asta o idee, pentru că pentru a promova anumite lucruri întotdeauna e mai ușor când lucrurile astea se întâmplă de comun. Noi rămânem foarte deschis și interesați la Ministerul Educației despre ce putem face împreună pentru a aduce mai multe femei în știința din țara noastră. Acum, dincolo de asta, sunt anumite procese care se întâmplă în ultimii 2 ani de zile în cercetare. Acea reformă care a fost inițiată, care a dus mai mult cercetare în universități, au fost acele majorări salariale de 21% de la începutul acestui an, pe care nu pot să nu menționez. Noi vom continua să investim și să prioritizăm acest domeniu. Mai avem foarte multe de făcut cu siguranță. În același timp, eu cred că sunt foarte multe oportunități, inclusiv și poate în primul rând pentru tineri. Noi o să încercăm în acest an să punem mai mult accent pe susținerea cercetătorilor pentru a valorifica resurse din afară. Orizont Europa este un izvor nesecat și nevalorificat de către noi. E nevoie de limba engleză, e nevoie de scriere de proiecte, e nevoie de a ne conecta la această comunitate științifică europeană. Avem oportunități, cred că multe, pe dimensiunea reintegrării diasporii noastre academice în Republica Moldova și construirea acestor parteneriate care să ne ajute inclusiv să accesăm mai multe resurse europene. Nu întâmplător, în a doilea panel am insistat să fie o cercetătoare din diasporă, pentru că podurile astea sunt importante și ele pot aduce noi oportunități și noi resurse aici acasă. Dar, de principiu, cred eu că pe măsură ce o să ne apropiem și mergem cu pași fermi în direcția Uniunii Europene, asta o să deschidă noi și noi oportunități, inclusiv pentru tânăra generație în cercetare. Pe final, bineînțeles că vreau să vă felicit pentru efortul pe care l-ați depus pe parcursul anilor, sau dacă cineva este la începutul parcursului său științific, pentru entuziasmul de a alege această carieră, și să vă urez mult succes în continuare și știți că aveți un partener la Ministerul Educației pentru a promova femeile în cercetare și în egală măsură pentru a promova cercetarea în ansamblu. Vă mulțumesc și sper să fie un eveniment interesant în care să discutăm inclusiv despre ce putem face mai bine noi cu toții ca să aducem mai mult femei în cercetare. Mersi mult și sper să fie un eveniment util pentru toți. Mulțumim foarte mult. Acum îi dăm cuvântul doamnei Valentina Chicu, consilieră a președintei în domeniul educației și cercetării, căreia de asemenea îi mulțumim pentru că este alături de noi. Doamna Chicu. Mersi mult. Mersi domnului ministru pentru oferirea de cuvânt. Bună ziua tuturor. Primul lucru care vreau să-l zic astăzi este întrebarea care mi-am adresat-o atunci când am văzut acest frumos ecran. Sărbătoarea de astăzi, totuși e sărbătoare, sărbătoarea de astăzi e despre femei, despre dreptul femeilor sau despre cercetare? Despre ce este? Despre ambele. Despre succesul femeilor în cercetare, accesul femeilor în cercetare. Egalitate de șanse în cercetare.
Acum mă gândesc că noi avem în lumea științei pe glob, avem 30% de femei cercetătoare. Asta sunt niște date statistice, asta se întâmplă în lume. Dacă ne uităm la datele statistice de la noi din Moldova, noi avem 50% de femei cercetătoare. Înseamnă că noi stăm un pic mai bine la capitolul statistică. Vreau să vă felicit cu ocazia asta și dacă e vorba despre ce este această sărbătoare, mă gândesc că această sărbătoare este despre recunoașterea capacităților, rezultatelor, contribuției aduse de către femei în dezvoltarea științei. Femeile au și o altă contribuție prin propriul exemplu, prin rezultatele cercetărilor. Ele sunt acele care inspiră fete, inspiră alte femei, nu doar să facă cercetare, inspiră să fie mai ambițioase, inspiră să fie mai decise și să îmbrățișeze oricare domeniu. Pentru că noi femeile le putem pe toate. Deja am ieșit din cântecul femeii a lui Păunescu. Deja nu mai sunt așa cum a fost mama și cum a fost bunica. Femeia de astăzi își dorește mai mult și reușește mai mult. Eu vreau să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră, vreau să vă felicit cu această sărbătoare și să vă urez să aveți parte de inspirație, să aveți parte de sprijin și suport și să aveți idei pentru noi proiecte în domeniul cercetării, dar și în domeniul personal, deci trebuie să echilibrăm profesionalul cu personal, pentru că pentru noi femeile astea contează foarte mult și noi știm să le îmbinăm pe toate, să le armonizăm și să aveți rezultate pe potriva așteptărilor dumneavoastră. Mult succes în continuare și felicitări! Vă mulțumim mult, doamna consilieră, mulțumim mult, domnule ministru. Acum o să trecem la primul panel de discuție pregătit pentru acest eveniment. Este un panel de discuție dedicat politicilor de susținere a femeilor în cercetare în Republica Moldova, așa că o să îi invit aici, în fața dumneavoastră, pe doamna Adriana Cazacu, secretar de stat. Dumneei ne va comunica despre activitățile Ministerului Educației și Cercetării în domeniile cercetării și inovării, racordarea acestora la politicile europene, precum și despre acțiunile întreprinse pentru a atrage mai multe tinere în domeniul cercetării, dar și pentru a le susține și a le motiva. Doamna Cazacu, o să vă rog, mulțumim frumos, îl invităm alături de noi pe domnul Vitalie Sprânceană, sociolog, cofondator și coeditor al platformei de gândire critică, platforma.md. Bună ziua, mulțumim pentru că sunteți alături de noi, iar pe online o să o salutăm pe Dorina Baltag, doctoră în științe politice, fondatoarea Fundației Noroc Olanda și cercetătoare. Dorina este stabilită în Regatul Țărilor de Jos, face cercetare, a făcut cercetare și în alte țări și mulțumim că este alături de noi, cred că ne aude. Și o să putem să îi ascultăm experiența, dar până atunci, doamna Cazacu, vă dau dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc! Stimate colege, bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să fiu parte acestui eveniment, să fiu parte acestei comunități frumoase, inteligente și remarcabile. Sunt una dintre dumneavoastră, și cu certitudine vreau să vă spun că noi suntem deosebite, pentru că am îmbrățișat un domeniu deloc ușor, un domeniu în care suntem mai multe decât bărbații și reușim să ne facem simțită prezența în acest domeniu. Multe dintre dumneavoastră sunt meritoase, au succese deosebite la nivel internațional, sunt cunoscute și recunoscute internațional. Și fără îndoială că ne duceți faima țării și peste hotarele ei. Eu în cele ce urmează o să-mi racordez pașii din mers, o să-mi ajustez și discursul, întrucât domnul ministru a dat deja o tonalitate acestei discuții. Fără îndoială că mi-am propus să comunic despre rolul femeii cercetătoarei la dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere,
Or Republica Moldova deține, dispune de tot acest potențial științific care ne-ar putea asigura și o dezvoltare economică bună și o dezvoltare a societății în consonanță cu imperativele timpului în care trăim. Următoarea perioadă sau dezideratul nostru național, proiectul generației noastre, fără îndoială că este integrarea europeană, și noi suntem ambițioși la capitolul integrării cercetării în sistemul european al cercetării. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării întreprinde mai multe acțiuni, mai multe activități. Una dintre acestea este, bineînțeles, că racordarea cadrului normativ la cel european. În ultima perioadă au fost elaborate mai multe documente de politici. Unul dintre acestea, considerăm noi, fundamental este Programul Național pentru Cercetare și Inovare pentru perioada 2024-2027. Este instrumentul principal în ceea ce privește dezvoltarea domeniilor date în Republica Moldova. Este un program foarte ambițios. Am certitudinea că multe dintre dumneavoastră sau majoritatea l-ați studiat, pentru că acolo sunt fixate toate obiectivele pe care ni le-am propus noi. Obiectivele sunt ambițioase. Acest program necesită și foarte multe resurse financiare. De aceea, între timp, Ministerul Educației și Cercetării a elaborat și o altă metodologie de finanțare a domeniilor date, pe care deja o aplicăm. Sperăm să fie o modalitate mai bună, să asigure o predictibilitate domeniilor, să atragă mai mulți tineri, dar în același timp ne-am propus să încurajăm și performanța, pentru că foarte multe resurse financiare vor fi oferite și pentru proiecte de cercetare, va fi o competiție de proiecte. O altă preocupare este crearea de parteneriate. Aici, bineînțeles, că aș menționa mai întâi parteneriatele frumoase pe care le avem cu România și în curând va fi un nou apel de proiecte pe care îl vom avea cu România. Dar, bineînțeles, că am stabilit parteneriate frumoase și cu alte țări. Iată, recent, anul acesta, am avut un acord încheiat cu Germania, spre exemplu. Tot în ceea ce privește racordarea cadrului normativ, vreau să menționez și modificările la codul cu privire la știință și inovare, care la fel au fost făcute recent, operate vara aceasta, și s-a făcut cu scopul nu doar racordării la necesitățile actuale sau înlocuirea terminologiei perimate, dar bineînțeles pentru a impulsiona domeniul, pentru a modifica substanțial sau structural domeniile date. Eu, după cum ziceam, mi-ajustez discursul din mers și deja cred că sunt unele lucruri pe care nu o să le menționez. Am rămas la capitolul codul cu privire la știință și inovare și am zis că aici ne-am propus o serie de îmbunătățiri concrete privind funcționarea sistemului de cercetare și la baza acestor modificări stă și recomandările raportului cu ambiție pentru transformare, evaluarea finanțării cercetării, infrastructurilor de cercetare și legăturilor dintre știință și industrie în Republica Moldova. Este un raport realizat de experți europeni și recomandările din acest raport stau la baza acestor modificări, dar stau și la baza, bineînțeles, că noului program național pentru cercetare și inovare. Asta ca dumneavoastră să vă dați seama că noi urmărim constant acest deziderat al nostru, acest obiectiv de a ne integra în sistemul european al cercetării. O prioritate a Ministerului Educației este, bineînțeles, transferul de experiență, transferul de cunoștințe, asta altfel denumit, aș zice, întinerirea domeniului. Suntem cu toții de acord că vârsta medie a cercetătorilor, a cercetătoarelor, nu este cea pe care ne-o dorim noi, deși dacă mă uit astăzi în sala noastră, văd că sunt doamne tinere și doamne de vârstă medie, ceea ce este îmbucurător. Statistica poate nu întotdeauna, bine, ea este corectă și ea este obiectivă, dar iată că lucrurile nu stau atât de rău. Suntem cu toate conștiente de faptul că aceste domenii nu sunt cele mai populare în rândul tinerilor, nu sunt cele mai solicitate, nu sunt cele mai agreate și cunoaștem în mare parte și motivul. Sunt domenii în care se muncește foarte mult, fiecare dintre noi care are o teză în spate, fie de una de doctor în științe sau de doctor habilitat, știe că asta înseamnă muncă asiduă, înseamnă ani
de activitate, ani de cercetare pentru o teză, cred că am în mediu, noi alocăm 10 ani din viață. Ori acum tinerii vor un rezultat imediat, vor succes imediat și nu întotdeauna aleg aceste domenii. Dar bine, noi suntem în general într-o penurie de cadre și ceea ce ne-am propus noi și prin reformarea sistemului universitar, ne dorim ca să îmbunătățim cumva lucrurile și să avem tinere care ar opta pentru aceste domenii. Apropo, ne-am propus să facem acest lucru încă din domeniul învățământului general. Avem un proiect în implementare pe domeniul învățământului general cu sprijinul, cu suportul Băncii Mondiale și un obiectiv din acest proiect este și atragerea fetelor în domeniul științelor reale. Deci sunt acolo indicate acțiuni concrete. Despre statistici. Cele mai importante date domnul ministru deja le-a prezentat, dar eu oricum am să mă mai refer la câteva din ele. Ce se întâmplă pe domenii în funcție de gen? Și care sunt domeniile predominate de femei. Vreau să vă comunic că pe primul loc stau științele umaniste, bineînțeles, cu 61,3 femei în acest domeniu. Domeniul 2 sau pe locul 2 științele medicale, 60,2% sunt doamne, sunt femei, fete și femei în acest domeniu. Pe locul 3 științele sociale și economice, 56,4% și suntem în alte 3 predominate de bărbați, în științele agricole, în științele inginerești și tehnologii și științele naturii. Deci atât acestea sunt doar domeniile în care noi suntem mai puține. Și dacă ne-am referit că suntem peste 50, potrivit Biroul Național de Statistică, pentru statistică, datele de la 31 decembrie 2022 indică următoarele cifre. 2809 cercetători în Republica Moldova, dintre care 1429 sunt femei. Lucrurile foarte bine stau la prima teză. Aici noi depășim numărul bărbaților, dar din păcate la cea de-a doua teză, la cea de doctor habilitat, deja numărul nostru se diminuează substanțial. Doar 30% din doctori habilitați sunt femei. Fără îndoială că ne propunem multiple acțiuni, suntem permanent în căutare de soluții. Iată, conform recomandărilor raportului Comisiei Europene, pe parcursul următorilor ani, Ministerul Educației și Cercetării va elabora o foaie de parcurs pentru a asigura egalitate de gen în domeniile cercetării și inovării. Și acest fapt ne va permite ca să identificăm în primul rând problemele cu care se confruntă femeile în cariera de cercetare și să oferim, bineînțeles, soluții susținute la nivel de politici de gen. Orizont Europa, domnul ministru deja s-a referit, eu vreau să vă comunic doar că în ceea ce privește integrarea europeană, la capitolul ce ține de cercetare și inovare, țara noastră are cele mai frumoase rezultate. Avem o rată peste cea medie de absorpție a resurselor financiare, de reușită în implementarea proiectelor, este de 26%, dar bineînțeles că ne propunem să majorăm acest procent și una dintre prioritățile Ministerului Educației pentru anul ce vine în domeniul cercetării și inovării este tocmai majorarea acestei rate. Ne dorim ca să atragem, să absorbim cât mai multe resurse financiare. Cam atât. Suntem, am zis, deosebite. Cercetarea înseamnă creativitate. Cercetarea înseamnă libertate academică, cercetarea înseamnă inspirație. Eu vă urez, vă doresc ca să vă păstrați acest spirit și să contribuiți la prosperarea țării noastre. Vă mulțumesc! Bună ziua! Nici nu știu cum să încep. Eu am un fel de mic, niște notițe pregătite. Vreau însă să fac câteva considerații preliminare. O să-mi permit să vorbesc într-o formă mai liberă, pe alocuri ironic. Ironia mea însă nu vreau să transmit un fel de neseriozitate față de subiect, ci din contră, îl iau cât se poate din serios, dar mi se pare că atunci când suntem ironici, reușim să evidențiem niște lucruri
și o să fac referință de multe ori inclusiv la statisticile pe care le-am auzit. Deci eu le iau foarte în serios, chiar dacă o să-mi permit să fiu mai liber. Așa, eu nu am nicio funcție publică, deci nu sunt limitat așa de diverse reguli de discurs. Prima considerație preliminară pe care aș vrea să o fac este un fel de impostură personală aici. Evident nu sunt femeie. Acum, dumneavoastră, probabil v-ați obișnuit cu bărbați care povestesc despre cât e de important rolul femeilor. Eu mă bucur că în cadrul acestui panel nu suntem un panel așa de trei bărbați care ar povesti femeilor cât este importantă prezența lor în cercetare. Este o componență așa minoritară în care eu vreau să fiu cât mai des. Asta e prima considerație personală. Eu am un mic scuză, sunt un bărbat feminist. Și cred că asta e un fel de circumstanță atenuantă, sper că o acceptați, lupt, și zic că e luptă, eu nu mă tem de cuvântul ăsta, zic că e o luptă pentru egalitate de gen, pentru mai multe femei și în cercetare, în știință, în viața publică, în literatură, oriunde, de mai mulți ani, și mă bucur că temii care păreau inițial ezoterice și exotice, acum ajungem să le discutăm. Încă mai rămân multe lucruri de făcut, dar pentru că această zi este și o zi de celebrare, zic, am și o mică experiență de activist și este foarte important să ne bucurăm și de micile noastre victorii. Chiar dacă suntem conștienți și conștienti de dificultățile insurmontabile care ne stau în față. Legat de asta am o mică sugestie, evident eu nu sunt persoană cu răspundere, cum ar veni, deci pot să propun, nu neapărat domnul ministru să mă asculte, dar aș zice că ar trebui să redenumim cumva această zi, în ziua în care celebrăm rolul și contribuția femeilor în știință, dar poate adăugăm acolo și celebrăm și încurajăm și lupta femeilor pentru recunoașterea locurilor, pentru cât mai mult femei în cercetare și știință. Asta e partea așa introductivă, cum ar veni. Eu aș vrea să divizez cumva discuția asta în două aspecte, despre femeia și participarea femeilor în cercetare. Despre un aspect s-a vorbit foarte mult, despre prezența femeilor în cercetare, despre evidențierea rolului crucial pe care l-au avut femeile. Și avem, cred că, goluri enorme aici. Avem lupte pe trecut, prezent și viitor, pe care trebuie, avem o muncă masivă pe care trebuie să o facem. Pentru că toate aceste dimensiuni, și trecutul este important, și prezentul și viitorul. Asta sunt un truism, dar ca să ajung la ce vreau să zic, acum nu mai citesc la fel de des manuale de istorie cum le citeam anterior, dar știu că legat de manuale de istorie de până în anul 2000, cineva a făcut o observație că ele menționează mai mulți cai decât femei. Și asta era un mod de a spune cum copila care merge la școală vede modelele astea pe care noi le apreciem atât de mult, să vadă copilul și copila modele de femei care au creat istorie. De multe ori, în modelele noastre istorice care eram confruntați, nu erau foarte diferite de modele care le auzem noi, că ar fi treaba femeii. Erau, știți, Elena și tot războiul troian din jurul ei. Era o femeie frumoasă care ar fi păgubit toată lumea aia grecească și ar fi fost la bază unei catastrofe mari a lumii antice. Mai erau câteva alte femei, dar tot în rolurile astea, niciodată nu erau creatoarele istoriei. Acum, eu mai recent, din vari motive, mă interesez de literatură și am deschis manuale de limbă și literatură. Na, noi acum avem, poate știți mai bine, avem limbă și literatură combinate. Pe când eram eu școlar, aveam limbă separat și literatură separat. Limba rusă separat, literatură rusă separat. Și m-am uitat în manualele astea și sunt foarte puține femei. Eu nu cred că se adună 10% din toți autorii și autoarele de texte prezentate în cărțile noastre, în manualele noastre de limbă și literatură română, nu se adună 10% din femei. Mi-amintesc că acum vreo 10 ani, nu, mai puțin, poate vreo 6, am făcut cu alte câteva colegi, artiști, o mică intervenție, așa, o acțiune în care am făcut un boost așa ficțional pe aleea clasicilor și am zis intervențiile, am zis aleea clasicilor. Și acea aleea clasicilor a strânit atâta agitație, atâta discuții. Pentru noi era un moment care transmitea un mesaj extrem de simplu. Literatura
noastră nu este o literatură scrisă exclusiv de bărbați. Din contră, au existat de-a lungul întregii istorii literare femei care au scris opere cel puțin egale bărbaților, dar nu este. Dacă mergeți aleea clasicilor dintr-un capăt în altul, o treceți și ziua și noaptea și în anul 2024, la fel ca în anul 1959 când a fost inaugurată, nu este nicio femeie și a strânit, acțiunea aia noastră a strânit o mare revolt. Cum așa că noi prăbușim canonul literar și atentăm lucruri sfinte? Ceea ce era, deci ceea ce, într-un sens, e o discuție care ne arată diversele rezistențe care le întâlnim când și ni se zicea că suntem radicali. Ceea ce pentru mine e o leacă ridicol, pentru că noi doar am pus un monument acolo. Asta nu e act de radicalism de a pune un monument. Radicalismul e cel când faci baricade, când cu steaguri. Dar noi ne e frică atât de tare de a recunoaște rolul și contribuțiile femeilor, încât o mic schimbare deja atentează. Când zic noi bărbați, eu ocazional o să vorbesc ca bărbat feminist, dar o să mai exprim și frici și temeri ale bărbaților tradiționali, pe care îi întâlniți în viață, bănuiesc, mai des. Așa zic eu, fără modestie. Deci este foarte important în acest proces să ne adresăm trecutului, să-l reinterpretăm. Trecutul este ceea ce ne zicem noi despre trecut. Eu știu că la noi nu-i nicio chestie probabil mai curentă decât reinterpretarea istoriei și rescrierea istoriei. Dacă comparați manualele de istorie de acum cu cele de 20 de ani urmă, cu cele de 40 de ani urmă, să vedeți rescris în totalitate totul, de la scopul suprem, cetățeanul ce e acolo, ce rol avea. Deci noi nu suntem străini de aceste rescrieri ale istoriei, dar poate este timpul să le rescriem într-un fel care să ne acomodeze, să ne aranjeze pe tot, să promoveze valorile pe care noi le considerăm ca fiind utile. Adică noi să ne impunem nou setul acela de valori comune și să băgăm, de ce nu, mai multe femei. Și nu o să fie asta un atentat la o istorie. Pentru că istoria aia a fost scrisă și rescrisă. Și este foarte important. Pentru că de ce această rescriere a trecutului este importantă? Pentru că ea ne-ar ajuta să purtăm discuțiile curente despre faptul că, da, femeile nu-s. Dar arătați-ne unde erau femeile alea. Ele nu-s pentru că nu am scris despre ele și dacă ele sunt invizibile. Ele au fost, despre ele nu s-a scris, evident că noi nu le întâlnim în manuale și evident că lumea în care trăim noi e lumea în care femeile sunt invizibile. Evident, la nivelul ce ar trebui de făcut în prezent sunt foarte multe lucruri și iarăși mie mi-e foarte ușor pentru că eu nu sunt demnitar public, eu nu știu cum funcționează procesul ăsta birocratic, cum o inițiativă frumoasă, un slogan, ajunge în proiect de lege. Am văzut cât de greu a fost cu chestii precum feminitivele și iarăși, parcă în societatea noastră, asta prăbușea lumea. Am trecut la feminitivi, vedeți, în principiu, soarele răsare tot de acolo, ziua cam tot așa, cam de mii de ani, ziua are aceeași durată. Mai mult ca atât, nu s-a schimbat tare mult și asta e cealaltă parte care trebuie să o discutăm. La fel și Convenția de Istanbul, Convenția de la Istanbul, Convenția împotriva combaterii violenței, care iarăși, din anumite grupuri, auzeam că dacă adoptăm convenția aia, atunci, probabil, dacă nu vine chiar Hristos pe pământ, atunci o să se întâmple ceva la fel de radical, în care să înțelegem că este grav. Am adoptat-o, din păcate nu s-a schimbat în sensul în care am vrut noi, radical, și mai este mult de muncă, dar nici Hristos și ceilalți n-au venit. Îmi cer scuze, eu sunt ateu și îmi permit o leacă metaforele astea, inclusiv pentru că o bună parte din aceste discursuri vin dintr-un mediu așa mai conservator, dar vreau să sugerez amploarea, adică acele rezistențe care descria ca un fel de sfârșit al lumii. Era foarte apocaliptic. Cum vedem, nu s-a întâmplat apocalipsa. Avem nevoie de, s-a menționat statistica, eu sunt sociolog de cum ar veni de meserie, mi-aș dori să fac mai multă sociologie și mai multă decât fac. Unul dintre barierele pe care le întâmpinăm noi este lipsa unor statistici. Deci noi încă ca stat, ca societate, nu prea colectăm statisticile. Eu nu sunt un om obsedat de statistici, dar chiar și, de exemplu, pe această temă despre care vorbim noi astăzi, despre femeile în cercetare și știință, doamna secretar de stat a menționat un aspect foarte interesant, că dacă fluturăm chestia asta, suntem 50%. Da, este bine, mergem acasă, suntem într-o situație foarte faină, comparativ cu alte țări.
În același timp însă, doamna secretară a menționat că dacă ne uităm la această statistică altfel și vedem, de exemplu, cum se schimbă gradual statistica, nu numărul de cercetătoare, dar, de exemplu, la nivelul de test de doctor habilitat, obținem o altă statistică în care deja cifra aia frumoasă de 50 se rarefiază. Dacă ne uităm, de exemplu, la genul celor care au luat premiul de stat sau premiul Nobel, celor care dețin, de exemplu, titluri de academician și academiciană, rectori, rectori, etc., o să recunoaștem dintr-o dată o lume mai familiară, lumea aia în care e dominată de bărbați. Și, într-un sens, noi avem statisticile astea, dacă noi nu le prea colectăm, ele nu. Și noi, astea sunt doar una dintre multe statistici pe care noi trebuie să le colectăm. Noi trebuie să colectăm statistici de gen la toate. Și la, ca să vă dau un exemplu, avem nevoie de colectarea statisticilor de gen, inclusiv la cine utilizează mai mult transport public. Noi avem nevoie în toate politicile de statistici bazate pe de statistici care se iau în considerație diviziunea de gen. Pentru că asta ne ajută să ajustăm serviciile publice mai aproape de necesitățile, nevoile femeilor. Anumite statistici fragmentare, deci am dat exemplu transportului public, anumite statistici fragmentare colectate în alte țări, gen Franța, de exemplu, sau Suedia, ne arată, de exemplu, că mai multe femei folosesc transportul public, că femeile folosesc mai mult modul lor de a se deplasa, este unul mai degrabă local, gen în interiorul cartierului. Și a fost întotdeauna dau exemplu ăsta, un orășel din Suedia, în care un consilier foarte sexist așa, ar fi întrebat odată, dar ce, chiar și actul de a curăța zăpada este sexist? Și au zis, hai să facem o comisie pentru asta. Și au descoperit că da, acest act este sexist, pentru că în momentul în care tu curăți drumurile principale, femeile nu sunt cele care conduc cel mai mult. Femeile sunt cele care utilizează străzile secundare. Drumul până la grădiniță, până la magazin, pentru că asta nu e că există ceva inerent feminin, asta e femeile fac trei pătrimi din munca domestică, munca casnică, și atunci descoperi că da, modul de a curăța zăpada, logica intervenției în spațiile astea înzăpezite, este și el, dacă vreți, influențat de anumite considerații. Și în sensul ăsta avem nevoie de statistici care se colecteze. Eu nu știu, mi-am amintesc vreo 10 ani în urmă, acum dacă e domnul ministru educației aici, să-i dau un exemplu din ograda lui, dar nu știu, din ograda lui de vreo 10 ani în urmă. Este o discuție tare interesantă, eu mai studiez și scriu o carte despre perioada sovietică și mai citesc ziarele din epocă. Și o discuție pe care o vedeți, de exemplu, în anii 60-70 și o vedeți în anul 2014, despre așa zisa feminizarea învățământului, care trezește tot felul de stafii. Este foarte clar că învățământul este o profesie dominată de femei, dar nu de atât femeile avea ceva natural. Sunt factori așa foarte, foarte sociali, care sunt foarte ușor ajustabili ca să schimbăm această diviziune. Evident, în mass media, când e 80% din cadrele didactice sunt femei, fantoma asta sau stafia asta, că cine o să ne înveți pe bărbații noștri să fie bărbați, dacă toată profesia e dominată de femei. Și mă amintesc că mergeam la o emisiune atunci, în 2014-15, și am sunat la anticamera ministerului și am zis, dați-mi, vă rog, o statistică să văd câți din directorii sau directoare de școală sunt bărbați și femei. Nu era la ministerul asemenea statistică, pentru că în capul meu, din experiența mea personală, da, era 80% din cadrele didactice femei, dar probabil 60-70% erau directori. Deci copilul învață ordinea exact care e ordinea de gen în societate, în care femeia face munca, iar bărbatul conduce. Deci nu era mare. Și aici o altă poveste pe care ne-o spune o statistică pe care noi nu o colectăm. De-aia e foarte important să colectăm statistici. Un domeniu, pentru că eu sunt pasionat și sunt luptător și pentru drepturile muncii, un moment foarte important care exprimă și ne-ar ajuta foarte mult să aducem mai multe femei în cercetare și nu doar, este transformarea locului de muncă în așa fel încât el să devină mai prietenos femeilor. Și aici vorbim de diverse forme, de la posibilitatea de a combina munca de creștere, educația copilului cu profesia. Știți mai bine decât mine ce e nevoie pentru ca locurile de muncă să fie adaptate necesităților femeilor. Deci, cum ziceam, de la copii până la elementare, nu știu, nu vreau să dau exemple, pentru că noi avem un oficiu la Casa Presei. Eu toate WC-urile le-am trecut așa, de la etajul 1 la 5, nicăieri n-am văzut absorbante, de exemplu, n-am văzut spații în care femeile, atunci când au menstruații, să poată să meargă într-o locație adaptată nevoilor lor. Noi la asociație am făcut o mică chestie,
că am zis că femeile care menstruează au 2 zile pe lună, nu trebuie să ne notifice, nu trebuie să-și ceară voie, ele pur și simplu poate să meargă să-și caute de treabă. Dacă am avea chestia asta la nivel, eu iarăși o să fac o afirmație mare, mie mi-ar plăcea foarte mult să văd chestia asta la nivel de inițiativă legislativă, la nivel de obligație. Eu știu că Ministerul Educației avea ceva acum cu un proiect pilot în școli, dar chestia asta ar fi obligatorie probabil în școli, pe urmă în universități, pe urmă în toate instituțiile publice și cred că ar fi un pas mare. Și tot legat de asta, aș vrea cândva să văd în Moldova un minister al egalității de gen. Asta cred că ar contribui foarte mult la coordonarea activităților intersectoriale, așa, din diverse sectoare, exact pe punctul ăsta de agendă, pe partea de promovare a egalității de gen, pe partea de a identifica care sunt obstacolele care ne fac să avem mai puține femei și, cum ziceam, și în cercetare. Pentru că pentru fiecare femeie care sunteți aici și eu vă admir și un act de eroism că ați ajuns în aceste poziții, probabil există alte 5-6 femei invizibile care undeva au rămas pe drum. Pentru că, din diverse motive, așteptările sociale, concediu de maternitate, tot felul de alte chestii care le lasă în urmă. Și asta e un aspect. Mai e un aspect, și aici deja vorbește cercetătorul din mine, mi se pare extrem de important la fel. Din păcate, eu nu sunt nici cercetător în medicină, deși exemplul meu e din medicină. Și mai am un exemplu dintr-un alt domeniu. E vorba de faptul că atunci când am aduce mai multe femei în cercetare, nu doar am câștiga o mai bună reprezentare a populației în cercetare. De foarte multe ori, ceea ce se pierde în cercetare când lipsesc femei, se pierde exact, dacă pot să zic așa, corpul feminin ca obiect de studiu. Și ceea ce obținem, ce avem noi, de exemplu, este corpul de bărbat, luat ca referință pentru tare multe procese fiziologice, biologice, etc. Și să dau două exemple. Unul din anii 60, când în Statele Unite se elaborează standarde pentru temperatura optimă în oficiile cu aer condiționat. Se stabilește temperatura aia care ar fi optimă, zicem că 20 de grade, 22, nu contează. Ceea ce e interesant aici este că temperatura aia este setată, are ca unitate standard sau ca un fel de persoană tip, bărbat, alb, aproximativ 40 de ani, aproximativ 70 de kilograme. Iar asta lasă toate celelalte corpuri umane care variază ca mărime, ca greutate, ca vârstă. Una dintre chestiile pe care cercetătorii, în cartea în care am citit despre asta, este că, de exemplu, acum, dacă sunt doamne biologe în audiență, vă rog, eu nu sunt biolog, eu doar transmit ce am citit într-o carte. Dacă vă dau referință, dacă vreți să polemizăm cu acea autoare. Dar autoarea zice că, uite, întrucât rata de metabolică a femeilor este cu 30-35% mai scăzută decât a bărbaților, asta explică sentimentul acela că în aceeași încăpere bărbaților le e cald și le e confortabil, iar femeilor le e frig. Nu că femeile ar fi friguroase, ci că în centrul cercetării avem bărbatul. De asemenea, un alt exemplu care ziceam că e din medicină vine despre influența toxinilor, diverselor componenți chimici asupra corpului uman, care iarăși acolo unitatea tip de măsură e bărbat, aproximativ 70 de kilograme, 25-30 de ani. Iar, zici, iarăși, pot să vă dau numele cercetătoare, că să nu credeți că le inventez, eu nu vreau să fiu doctor din YouTube care scoate date așa și leagă teorii. Am citat din autor exact, din revistă științifică de unde ea. Deci, cum ziceam, pragul de toleranță, pragul de nocivitate al acelor toxine, zice cercetătoarea aia, este diferit pentru bărbați și pentru femei. Și de-aia atunci când se stabilește că, uite, un component chimic este ofensiv sau inofensiv, este toxic sau nu este toxic pentru bărbați și femei, de fapt ce se ia în unitatea tipă e bărbatul. Iar femeile, iar zic cercetătorii, au pielea mai fină, mai slabă, mai, în engleză e thin, acum nu că e mai delicată, dar însăși ca țesut așa. Și asta face ca acești compuși să aibă efecte mai nocive asupra femeilor pe care
noi nu am devenit, n-am fi conștienți dacă n-am face cercetări. Și ei au început să fac cercetări, noi încă nu facem cercetări. De-aia pentru mine tot e foarte important că de ce facem această pledoarie pentru includerea femeilor în cercetare, nu doar că să avem mai mult femei ca număr, ci ca teme subcercetate care țin de... E un beneficiu pentru femei însăși. Și în sensul ăsta, asta e altă chestie, poate pare separată, eu doar vreau să arunc așa poduri. Cred că m-am lungit prea mult și o să închei aici, deși mai am niște statistici pe care... În fine, ultimul meu îndemn este... Vă invit toată lumea pe 8 martie, noi organizăm anual Marș Feminist, în care anual mergem pe 8 martie, așa de la ora 1, 12:01 mergem de la Unic până la Dendrareu. Acum ocupăm un spațiu public în centrul orașului și vă invit acolo cu problema dumneavoastră de femeie care vă doare. Marșul este foarte inclusiv. Deci vrem să vedem, noi am vorbit despre violență de gen, despre consimțământ, despre abuzuri, dar vrem să vă invităm să veniți cu pancarta dumneavoastră care să vă exprime o doleanță, o viziune, orice, pentru că asta e o platformă pe care nu o controlăm noi, și e o platformă deschisă. 8 martie e una dintre cele 360 ceva de zile în care putem să facem lucrurile astea în mod public. Eu mă bucur că se multiplică ocaziile în societatea noastră când noi putem să vorbim. Putem să vorbim și acum în februarie, putem să vorbim și în martie, ar trebui să vorbim și în aprilie, și în mai, și în celelalte luni ale anului. Eu aici închei, o să mă strădui să nu o las pe... Mulțumim. Chiar s-a așteptat de mult. Vă mulțumim tare mult, dar mai rămâneți oricum alături de noi. Va urma și o rundă de întrebări, răspunsuri. Veți putea acorda întrebări, dar acum vreau să mergem la Dorina Baltag. Ne așteaptă. Dorina a ascultat discursurile dumneavoastră. Dorina, îți mulțumim, vă mulțumim. Îți mulțumim, o să-mi permit să trec la tu. Îți mulțumim pentru că ai acceptat să fii alături de noi astăzi. Ai ascultat ceea ce s-a vorbit până acum. Tu fiind stabilită peste hotare și făcând cercetare acolo, cu siguranță că ai perspective diferite și poți vedea cum se întâmplă lucrurile în altă parte decât în Republica Moldova. Și o să-ți dăm cuvântul acum. Îți mulțumesc, este foarte ok să ne tutuim. Îmi place acest moment englezesc pentru că și atunci când construim politici, strategii și instrumente prin care să obținem acele scopuri și priorități pe care ne le punem, când ne tutuim, zic eu că suntem mai aproape unul de celălalt și încercăm totuși să vorbim aceeași limbă. Eu mă numesc Dorina Baltag, sunt cercetătoare de nivel postdoctoral în Marea Britanie la Institutul pentru Diplomație și Guvernanță Internațională și locuiesc la Haga, în Regatul Țărilor de Jos, unde de asemenea am fost în mediul academic la Universitatea din Maastricht. Și cum m-a prezentat și ceva mai recent doamna moderatoare, sunt fondatoarea Norocolanda, o asociație diasporală din Regatul Țărilor de Jos. Vă mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru această inițiativă. M-am bucurat să aud de la domnul ministru că este un alt format în care se sărbătoresc femeile în știință. M-am bucurat să aud de asemenea despre aceste date statistice care într-adevăr poziționează țara noastră destul de bine, zic eu, vis-a-vis de alte țări, membre al Uniunii Europene, dar și la nivel internațional, chit că Marea Britanie nu mai face parte din Uniunea Europeană, dar din familia, marea familie a Uniunii Europene. Și aș dori în timpul acordat să vorbesc pe trei direcții. O să vorbesc puțin despre politicile de la cele două universități în care mi-am construit cariera academică cu o experiență de peste 12 ani, despre instrumente și pe final vin cu câteva reflecții pentru țara noastră, să vedem dacă putem să trecem dincolo de aceste date statistice și să vorbim despre rezultate de durată, de fapt ceea ce ne dorim
și m-aș bucura ca să putem să avem și un dialog după intervenția mea cu cei din sală, pentru că mă simt un pic mai la distanță de voi. Haideți să poziționez cele două universități. O să încep cu Loughborough University, unde se află Institutul de la Londra. Este în top 10 dintre cele 131 de universități, în ghidul de universități. În cercetare a primit 7 premii, mă voi referi doar premiile de aniversare a reginei, pentru că sunt cea mai mare onoare națională acordată instituțiilor de învățământ. Ori aceste premii recunosc cercetarea care are un impact în lume și aici vorbim cercetările care vin cu schimbări de politici sau au adus schimbări de politici, au avansat tehnologia și fie au dezvoltat sau îmbunătățit anumite aspecte din diferite industrii. Vorbim despre o universitate cu 20 de departamente academice și peste 100 de grupuri de cercetare și două campusuri, unul în Mid Eastland și al doilea la Londra, care numără încă 7 institute de predare, cercetare și inovare, unde activez la momentul actual. Când este vorba despre echitate, diversitate și incluziune, ori această zi o dedicăm anume acestui subiect, face parte dintr-un element de bază în strategia universității. Prin această strategie se acordă prioritatea activităților care identifică și înlătură inechitățile sistemice, promovează echitatea și incluziunea. Strategia universității este racordată la Carta Athena Swan, care este o inițiativă națională pentru a poziționa un pic această strategie, care recunoaște acest angajament de a combate inegalitatea de gen în învățământul superior și în cercetare. A fost înființată în 2005 pentru a încuraja și recunoaște angajamentul de a avansa în carieră femeile. Mai întâi este vorba despre știință, tehnologie, inginerie, matematică și medicină, adică STEM. Iar din 2015, adică le-a luat 10 ani pentru ca carta să fie extinsă pentru arte, științe umanistice, științe sociale, afaceri și drept. Deseori, când auzim discursul pe echitate, diversitate și incluziune, fiecare dintre noi, fie în Marea Britanie sau în Regatul Țărilor de Jos, ne gândim la STEM. Eu, fiind parte din științele politice, noi am luptat foarte mult și am optat pentru a include și științele sociale în această carte, pentru că vine cu o serie de instrumente la pachet. Acum ne teleportăm un pic din Marea Britanie către țările de jos. Vorbim despre Universitatea Maastricht, unde am activat în calitate de lector universitar. Este o universitate internațională cu peste 20.000 de studenți, peste 100 de naționalități diferite. Se distinge prin modelul său educațional inovator, vorbim despre problem-based learning, abordarea multidisciplinară a cercetății, în cercetare și predare. Această universitate este mai tânără în ceea ce privește echitatea, diversitatea și incluziunea și vreau să vedeți un pic diferența. Discuțiile care aveau loc în interiorul universității la care am participat și eu, de fapt, au fost ancorate cu numirea primului ofițer sau ofițeră de diversitate abia în anul 2018, iar de atunci s-a transformat într-un birou pentru diversitate și incluziune către anul 2020. Toată activitatea biroului este racordată la planul de egalitate de gen al universității, care promovează egalitatea de remunerare, echilibru între viața profesională și viața privată, sănătate, securitatea la locul de muncă, securitatea socială și accesul la bunuri și servicii. Din nou, pe lângă strategii, pe lângă aceste planuri, universitățile vin cu instrumente. La aceste instrumente nu este o abordare doar de sus, este o abordare și de jos. Adică din partea noastră, din partea staff-ului, au venit inițiative prin care, identificând problema, de asemenea am fost parte și din soluție. Și eu cred că asta este un mesaj pe care vreau să-l transmit.
Am ales doar câteva instrumente. Importanța creării rețelelor. Vorbim despre două din care am făcut și fac parte la Universitatea din Maastricht, rețeaua FEM. Ambele sunt rețele de personal, care includ atât personalul academic, cât și personalul administrativ din toate facultățile și din toate disciplinele. Deci este foarte important să fie nu doar stafful academic care predă sau face cercetare, dar și stafful administrativ. Și în Marea Britanie este vorba despre rețeaua Maya. Sunt niște abrevieri. Un alt instrument este instituționalizarea forumului. Mă gândesc acum la forumul Athena Swan din Marea Britanie de la universitate, care cuprinde toți liderii universității și universitatea de asemenea are instituiți directori pe echitate, diversitate și incluziune. Uite, eu sunt inclusă prin atunci când este vorba de anumite ședințe care au loc la fiecare 6 săptămâni, unde pot să merg și să văd care sunt subiectele de discuție. Deseori este vorba despre actualizarea muncii noastre privind egalitatea de gen, dar de asemenea împărtășim bunele practici cu membrii grupului și învățăm unul de la celălalt. Asta este foarte important. Un alt instrument pe care vreau să-l menționez este implicarea studenților. Una este stafful academic, ori Women in Science, o femeile în științe, sunt de asemenea și despre implicarea sau susținerea inițiativelor studențești. Și din lucrurile de grup din care am făcut parte, am insistat ca anume universitățile să le ofere suport. Acest suport putea să fie prin a-i ajuta să se organizeze în calitate de asociație, ori să aibă acces la sele, la fonduri. Acum mai aduc aminte despre una din cele mai recente organizații condusă astăzi de studenți. De fapt, a fost fondată de absolvenți, eu tot sunt o absolventă a Maastricht University, și asociația se focusează pe conștientizarea cu privire la violența sexuală. Din nou au fost ateliere de lucru prin care s-a identificat problema și prin care soluția a venit de la absolvenți și studenții actuali. Și poate nu în ultimul rând, un instrument destul de important este vorba despre susținerea financiară. Am auzit și de la doamna secretară de stat, m-a bucurat foarte mult despre cele granturi pe care vă gândiți să le transformați în oportunități pentru cercetători, cercetătoare. Și aici eu susțin ca să fie vorba despre grupuri interdisciplinare, dar și nu doar focusate doar pe femei, aș spune eu. La Loughborough se numește inițiativa Premii Awards, la Maastricht se numesc granturi anuale pe diversitate și incluziune. Aceste fonduri sprijină realizarea de proiecte de cercetare sau de activități care complementează eforturile instituționale din strategiile despre care am vorbit mai devreme. Către 2018, atunci când mi-am susținut teza de doctorat, aveam un grup de lucru cu alți colegi de la doctorantură în care am discutat care sunt problemele pe care noi le avem și am identificat soluții. În urma acestor întâlniri la o cafea, la o bere, așa foarte social, foarte, foarte simplu, nu au fost pornite de către universitate, am pornit inițiativa mea cu titlul Entrepreneurial Thinking for Female Researchers, care a fost premiată de Universitatea de Maastricht și viza abordarea decalajului de gen pe piața academică și cea a muncii. Și soluțiile cu care am venit a fost o serie de ateliere de lucru privind gândirea antreprenorială pentru femeile cercetătoare. Și am avut ocazia să lucrez cu peste 100 de cercetătoare de la diversele facultăți a Universității din Maastricht, prin care au reușit să dezvolte competențe de angajare, să identifice abilități de cercetare care sunt transferabile în lumea politicilor, dar poate și în general pe piața muncii non-academice.
să creeze rețele profesionale, să traducă rezultatele cercetării în produse accesibile, utile și interesante pentru piață, să înțelegem cum să vindem ceea ce cercetăm. Și pe final, și aici o să închei pentru că aș vrea să discutăm mai mult, câteva reflecții pe care le deduc eu din aceste experiențe pe care le-am avut. Importanța inspirării din modele de bune practici sau să avem un palmares de bune practici din diferite, nu țări, dar universități. Și vreau să pun accent când punem acest palmares, să ne focusăm pe a investiga greșelile, să întrebăm ce nu a mers, de ce nu a mers, unde ați scafat, pentru că atunci când învățăm din greșeli, de fapt obținem sustenabilitate. Și înțelegem cum să replicăm acest model astfel încât să nu fie un copy-paste, dar chiar să fie integrat în realitățile, posibilitățile și capacitățile pe care le avem în țară. Strategiile și politicile pe care le avem sau ne dorim să le actualizăm în țara noastră, ar fi bine deja să gândească instrumente și numai decât finanțare pe termen lung. Complementarea, un alt punct a acestor strategii, ar fi bine să fie făcută cu principiul de co-creare, adică abordarea de sus este strategia și politicile făcute de minister și de alte instituții responsabile de învățământul superior, dar co-crearea să aibă loc o abordare de jos în sus. Astfel încât când avem implementare prin aceste granturi, prin susținerea inițiativelor, să fim mai aproape de soluție. Ori soluția, de regulă, poate să vină doar de la cercetătoare, cred eu, în cazul de față, pentru că suntem mai aproape de problemă. Menționat, de exemplu, Vitalia, mai devreme zicea ceva despre menstruație și necesitatea să avem, nu știu dacă era vorba despre instituțiile publice sau, per general, să avem acces la sanitarie. Nu știu dacă asta a fost mesajul, că se auzea cam prost. Eu cred că, ca femeie, pot să spun așa, că eu întotdeauna port cu mine în geantă. Deci nu mă interesează asta, dar mai mult m-ar interesa să luăm exemplu Spaniei, care oferă zile libere, pe care nu le iau din cont propriu, în perioada în care am menstruație. Și eu cred că despre asta este vorba, principiul de co-creare, să fim mai aproape de problemă pentru ca soluția să devină una sustenabilă. Aici am să adaug un alt element, o altă lecție învățată, abordarea participativă. Și chit că ați menționat că este un format nou pentru acest eveniment, mie mi-ar face plăcere să aflu că după partea de panel, de fapt, v-ați gândit la niște mese rotunde, pentru ca să nu mă ascultați pe mine, dar să ne așezăm la această masă și să cartografiem problemele și să vedem care sunt soluțiile și apoi sunt ministerul și alte instituții responsabile să vină cu instrumentele și uite așa împreună să venim cu soluții practice și de lungă durată. Am să mă opresc aici, sper că v-am provocat puțin. Și mai pot rămâne încă un 10 minute, după aia trebuie să merg înapoi la lucru, pentru a discuta. Vă mulțumesc! Dorina, îți mulțumim și noi tare mult! Acum avem câteva minute la dispoziție pentru o rundă de întrebări, răspunsuri. Cine ar vrea să adreseze o întrebare sau să vină cu o completare la discursurile care au răsunat până în acest moment? Ridicați mâna, vă rog. Ok, înțeleg că discuțiile rămân pentru post-eveniment, într-un format poate ceva mai relaxat. Domnule Sprânceanu, doamna Cazacu, dacă nu aveți alte adăugări de făcut, vă mulțumesc foarte mult. Am înțeles, urmează o rundă de polemici, dar după eveniment. Post. Mulțumim foarte mult! Mulțumim mult! Mulțumim! Acum
doamnelor, pentru că ne-am adunat totuși în cadrul unui eveniment pentru a onora munca dumneavoastră și efortul depus de-a lungul anilor de carieră. Ne-am adunat tocmai pentru ca să putem să vorbim despre toate lucrurile frumoase pe care le-ați făcut în tot acest timp și să vă felicităm, sincer, pentru ceea ce ați reușit să obțineți. Urmează un moment ceva mai solemn, dacă pot să spun așa. Să știți că în următoarele minute, domnul ministru va înmâna diplome de apreciere, diplome oferite în semn de recunoștință pentru eforturile dumneavoastră și pentru activitatea pe care ați desfășurat-o și pentru efortul de a dezvolta domeniul științei și cercetării în Republica Moldova. Așa că, domnule ministru, o să vă rog să veniți aici pentru a putea să trecem la partea festivă a evenimentului. Nu rămâne decât să o invit alături de noi pe doamna Laura Tugarev, doctoră în științe ale comunicării, lectoră universitară, Universitatea de Stat din Moldova. În aplauzele dumneavoastră, doamna Tugarev. Domeniul de cercetare este jurnalismul, presa online, analiza critică a presei. În ultimii ani cercetează și analizează valențele mediului online și inteligența artificială în sistemul mass media. A publicat peste 40 de publicații științifice. Mulțumim foarte mult și felicitări, doamna Tugarev. O invităm alături de noi pe doamna Irina Ceban, doctoră în științe chimice, cercetătoare științifică superioară, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova. În aplauzele dumneavoastră! Domeniile de cercetare ale doamnei Irina Ceban sunt obținerea cărbunilor activi din materii prime vegetale. Participările la expoziții internaționale au fost apreciate cu 2 medalii de aur. Mulțumim tare mult! O așteptăm alături de noi pe doamna Iolanta Bălan, doctoră în științe chimice, cercetătoare științifică superioară, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova. Este cercetătoare în domeniul chimiei fizice, chimiei computaționale și cuantice. În ultimii 5 ani de activitate științifică a publicat circa 25 de lucrări științifice în reviste cu impact. O invităm alături de noi pe doamna Tatiana Erhan, doctorandă, cercetătoare științifică, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Universitatea de Stat din Moldova. Este autoare și coautoare a 27 de lucrări științifice, 2 brevete de invenție, iar activitatea inovațională i-a fost apreciată la saloane de inventică cu o medalie de aur și una de argint. O invităm alături de noi pe doamna Daria Tumanova, doctor în științe biologice, cercetătoare științifică superioară, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova. Participă la realizarea programelor de cercetări științifice în domeniul hidrobiologiei, algologiei și ecologiei ecosistemelor acvatice. Felicitări! Mulțumim frumos! O așteptăm alături de noi pe doamna Svetlana Bacal, doctoră în științe biologice, cercetătoare științifică, coordonatoare, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova. Domeniile de interes științific îl reprezintă coleopterele edafice și dendrobionte din ecosistemele agricole și forestiere. Felicitări, doamna Bacal, mulțumim foarte mult! O invităm alături de noi pe doamna Parascovia Țurcanu, cercetătoare științifică, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Universitatea de Stat din Moldova. A publicat circa 25 de lucrări științifice, participă activ în elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare. Felicitări, doamna Țurcanu, și vă mulțumim! O invităm alături de noi pe doamna Oxana German, doctoră în filologie, cercetătoare științifică superioară, Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu HDU, Universitatea de Stat din Moldova. Domeniul științific de cercetare al doamnei German este literatura română, a publicat circa 50 de lucrări științifice, articole și recenzii. Felicitări, doamna German! O așteptăm alături de noi pe doamna Aliona Botnari, doctorandă, cercetătoare științifică, Institutul de Ecologie și Geografie, Universitatea de Stat din Moldova. Este doctorandă în meteorologie, climatologie, specialitatea meteorologie, climatologie, agrometeorologie. A participat în diferite proiecte de cercetare naționale. O așteptăm alături de noi pe doamna Victoria Ghinsari, doctoră în științe fizice și matematice, cercetătoare științifică, Institutul de Geologie și Seismologie, Universitatea de Stat din Moldova. Activitatea de cercetare a doamnei Ghinsari constă în analiza seismologiei globale și regionale, estimarea și prognozarea pericolului seismic și alte subiecte pentru care doamna Ghinsari a fost apreciată la nivel național și internațional.
semnează o diplomă de recunoștință doamnei Natalia Onica, doctorandă, cercetătoare științifică, Grădina Botanică Națională. Vorbim despre Institutul Alexandru Ciubotaru, din cadrul Universității de State din Moldova. A creat colecția națională cu taxoni dintr-un gen pe care nu îndrăznesc să-l pronunț, mi-e teamă că o să greșesc. Însumează 220 de specii și cultivaruri, membră a mai multor echipe de cercetare naționale și internaționale. Felicitări, doamna Onica! O invităm alături de noi pe doamna Elena Tofan Dorofeev, doctoră în științe biologice, cercetătoare științifică, Grădina Botanică Națională, Institutul Alexandru Ciubotaru, Universitatea de State din Moldova. În rezultatul activității dumneaei au fost identificate 5 specii noi pentru flora Basarabiei. Felicitări! Mulțumim foarte mult! O invităm alături de noi pe doamna Lidia Prisac, doctoră în istorie, cercetătoare științifică superioară, Biblioteca Științifică Andrei Lupan, Universitatea de State din Moldova. Pe parcursul activității sale a publicat peste 200 de lucrări științifice în domeniul istoriei Republicii Moldova, istoria minorităților naționale, etnice, relațiile interetnice în spațiul ex-sovietic. Felicitări, doamna Prisac! O așteptăm lângă noi pe doamna Violina Popovici, doctoră în științe inginerești, lectoră universitară, Universitatea Tehnică din Moldova. Direcția de cercetare a doamnei Popovici se referă la domeniul științei și tehnologiei alimentelor. Este laureată a concursului național Teza de doctorat de excelență a anului 2022. Felicitări, doamna Popovici! În continuare, o invităm alături de noi pe doamna Alexandra Ciloci, doctoră în științe biologice, cercetătoare științifică coordonatoare în cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, Universitatea Tehnică din Moldova. Direcția principală a cercetărilor dumneiei o constituie sinteza microbiană orientată. Activitatea inovațională este susținută de circa 47 de brevete de invenții, apreciate cu peste 70 de medalii de aur, argint și bronz și alte mențiuni speciale la saloanele internaționale de inventică. O invităm alături de noi pe doamna Lucia Macri, doctoră în științe agricole, lectoră universitară din cadrul Universității de Stat Aleco Rousseau din Bălți. Doamna Macri este participantă în proiecte de cercetare naționale și internaționale pentru care este apreciată la nivel național și internațional. Felicitări! O invităm alături de noi pe doamna Iulia Racu, doctoră habilitată în psihologie, profesoară universitară din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. A creat o direcție nouă de cercetare și anume abordarea integrată a cercetării anxietății la diferite etape de vârstă, iar în anul 2023 a scris peste 35 de lucrări științifice și lucrări științifico-didactice. Felicitări, doamna Racu, mulțumim frumos! O invităm alături de noi pe doamna Ecaterina Grigoraș, doctoră în sociologie, cercetătoare științifică superioară în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice. Domeniul științific pe care îl studiază doamna Grigoraș reprezintă cercetările în domeniul demografic. Este executor în cadrul realizării proiectelor științifice naționale și internaționale. Felicitările noastre! O invităm alături de noi pe doamna Valeria Barbas, doctoră în studiul artelor și culturologie, cercetătoare științifică superioară din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural. Este autoare a numeroase articole științifice, cercetătoare în cadrul mai multor proiecte de cercetare. Felicitări, Valeria! O invităm alături de noi pe doamna Iarina Savitskaya Baragin, doctoră în studiul artelor și culturologie, conferențiară universitară în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Autoarea circa 36 de lucrări științifice, membră a Uniunii Artiștilor Plastici și membră a Uniunii Meșterilor Populari din Republica Moldova. Felicitări! O invităm alături de noi pe doamna Inga Miron, doctoră în științe medicale, cercetătoare științifică coordonatoare în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Doamna Miron participă activ la realizarea proiectelor științifice. Rezultatele cercetărilor sale au fost prezentate în cadrul saloanelor și expozițiilor internaționale și apreciate cu diplome de excelență, medalii de aur și o medalie de bronz. Felicitări! O așteptăm lângă noi pe doamna Lidia Râvneac, doctoră în științe medicale, cercetătoare științifică superioară. Rezultatele cercetărilor dumneiei contribuie la cunoașterea corelației particularităților evoluției tuberculozei cu legitățile răspândirii acesteia în Republica Moldova.
Felicitările noastre, doamna Râvneac. O așteptăm lângă noi pe doamna Daniela Blănița, cercetătoare științifică din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Doamna Blănița este specialistă în genetică medicală, a participat la numeroase proiecte de cercetare în calitate de executor. Rezultatele din ultimii 5 ani sunt expuse în peste 12 lucrări științifice. Felicitări! O invităm alături de noi pe doamna Jana Cazacu, doctorandă, cercetătoare științifică în cadrul Institutului de Cardiologie. În anii 2020-2023 a fost implicată activ într-un proiect de cercetare important din cadrul unui program de stat. Felicitările noastre, doamna Cazacu! O invităm alături de noi pe doamna Tatiana Malcova, doctoră în medicină, șefă biobancă din cadrul Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Rezultatele cercetărilor sale sunt expuse în circa 40 de lucrări științifice publicate în țară și peste hotare. O invităm alături de noi pe doamna Elena Raievski, doctoră habilitată în medicină, șefa departamentului cercetare din cadrul Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Doamna Raescu are cercetări științifice care au fost expuse în diferite publicații din țară și de peste hotare, fiindu-i apreciate eforturile la nivel internațional. O invităm alături de noi pe doamna Nina Bradu, doctoră în agricultură, cercetătoare științifică stagiară din cadrul Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. Este specialistă în ramura reproducției animale, în special la ovine. Este coautoare a 3 brevete de invenție. Felicitările noastre, doamna Bradu! O invităm alături de noi pe doamna Valentina Spânu, cercetătoare științifică în cadrul Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor. Este autoare și coautoare a peste 9 hibrizi de porumb, incluși în registre oficiale de stat și catalogul soierilor de plante din Republica Belarus și de asemenea este deținătoarea a 6 brevete de invenție. Felicitările noastre, doamna Spânu, vă mulțumim! O invităm alături de noi pe doamna Silvia Nemțeanu, doctoră în științe inginerești, cercetătoare științifică din cadrul Institutului Științifico-Practic, Mentare. În ultimii 4 ani a participat la elaborarea a 10 instrucțiuni tehnologice de fabricare a vinurilor albe și roșii seci, a vinurilor spumante și a divinurilor obținute din soiuri de struguri de selecție nouă și autohtone. Felicitări, doamna Nemțeanu! Și o invităm alături de noi pe doamna Ruslana Grosu, doctoră în științe politice, conferențiară universitară, Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun. Cercetările doamnei Grosu se înscriu în perimetrul problematicii politicii externe a Republicii Moldova, studiilor de securitate, securitate națională și securitate umană. Felicitări, doamna Grosu! Vă mulțumim mult, domnule ministru! Vă mulțumim încă o dată, doamnelor, pentru că ați acceptat să fiți alături de noi în cadrul acestui eveniment și primiți încă o dată sincerele noastre felicitări și urări de bine și de succes. Vă mulțumim pentru că ați știut cum să faceți astfel încât să vă construiți o carieră frumoasă în domeniul științei, a cercetării științifice, să aveți parte de multe realizări frumoase. Iar acum o să vă îndemn să rămâneți alături de noi. Urmează cel de-al doilea panel de discuții și, de fapt, este un panel din cadrul căruia sau în cadrul căruia veți putea afla mai multe despre istoriile de succes ale unor femei care au făcut carieră frumoasă în domeniul cercetării științifice. Așa că o să le invit alături de noi, aici, pe scenă, pe invitatele noastre. Este vorba despre doamna Oxana German, doctoră în filologie, Institutul de Filologie Română Bogdan Petrecei cu HD, Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, o invit alături de noi pe doamna Tatiana Malcova, doctoră în medicină, Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Luați loc, doamna German, vă rog. Doamna Malcova, vă așteptăm lângă noi. Silvia Nemțeanu, doctoră în științe inginerești, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, care de asemenea va participa la acest panel de discuție. Și o așteptăm alături de noi pe doamna Tatiana Erhan, doctorandă,
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Universitatea de State din Moldova. Și de asemenea o invit alături de noi pe doamna Valentina Spânu, cercetătoare științifică, Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor. Vă așteptăm lângă noi, doamna Spânu. Acolo sunt două microfoane pe care o să vă rog să le luați pe rând, în funcție de cine vrea să înceapă această rundă de discuții. Vrem să aflăm mai multe despre cum simțiți dumneavoastră drumul pe care îl aveți în această lume a cercetării științifice, care sunt lucrurile care vă aduc bucurie și, desigur, ce ați vrea să se schimbe în acest domeniu. Vă rog, oricine vrea să înceapă discuția. Doamna German? Bună ziua, onorată asistență. Probabil că eu sunt un exemplu viu care ilustrează și ne confirmă convingerea noastră că o istorie de succes începe cu un profesor care crede în tine. Parcursul meu în domeniul educației și cercetării a început foarte mulți ani în urmă a fost posibil datorită unui profesor care a crezut în potențialul meu și care s-a preocupat de formarea mea. Eu m-am născut într-un sat din sud-estul Republicii, într-o familie de oameni simpli, dar care au avut ambiția ca cei trei copii al lor să meargă la studii. În anii de școală am avut marele noroc să am, în calitate de profesor de limbă și literatură română și diriginte, pe regretatul Alexei Vakulovski, un scriitor și un pedagog de vocație, care a făcut să mă îndrăgostesc de domeniul filologiei, de limbă și literatură română și, la absolvirea școlii, să aleg domeniul filologiei. Ulterior, când mi-am continuat studiile, a apărut în calea mea un alt pedagog care, pe parcursul a 10 ani, s-a preocupat de formarea mea. Este vorba despre domn profesor Alexandru Burlacu, care mi-a coordonat tezele de curs, de licență, de master și de doctorat. Și a investit, vă zic, 10 ani, fapt pentru care îi sunt extrem de recunoscătoare. Sfera cercetării este un spațiu deschis pentru afirmarea noastră, este un spațiu în care putem deveni o voce, în care ne putem forma, crea și afirma o identitate. Este un spațiu în care suntem susținute și vă spun cu mâna pe inimă că n-am avut niciodată vreun caz în care să simt că atitudinea mea, atitudinea altora față de mine ar fi cumva altfel pentru că sunt femeie. Nu am avut niciun caz în care să simt că nu este echitabil ceva în raport cu mine și sunt mândră de acest fapt. Ar fi prea mult ca să enumer acum succesele mele, dar vreau să vă zic că ceea ce am învățat în domeniul cercetării se datorează a doi bărbați care mi-au fost pedagogi și le mulțumesc enorm. Și de asemenea ar trebui să aduc mulțumiri conducerii Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD-ul al Universității de Stat din Moldova, care ne susține și ne promovează și care nu scapă nicio ocazie pentru a manifesta mulțumirea sau recunoștința pentru efortul nostru și pentru munca noastră în domeniul cercetării. De asemenea, trebuie să aduc mulțumiri Ministerului Educației pentru această minunată ocazie de a împărtăși gânduri de recunoștință și de a sărbători succesele pe care le avem. Cam asta este istoria mea de succes. Nu știu ce așteptări au fost de la mine, dar vă zic că am pornit de la un nivel dintr-o masă a necunoscutului și am ajuns sus în acest domeniu datorită efortului și datorită oamenilor de la care am învățat permanent și pentru care le mulțumesc foarte mult. Mulțumesc! Doamne German, cu permisiunea dumneavoastră o să continuăm. Numele meu este Malcova Tatiana și în ziua de astăzi, din punct de vedere profesional, am reușit sau reușesc zi de zi să combin activitatea didactică, activitatea clinică și activitatea de cercetător. Nu știu cât de bine îmi reușește asta, că totuși nu sunt eu omul cel la care o să judece, dar mă simt fericită din punct de vedere profesional, fiindcă nu a fost ceva ce s-a întâmplat întâmplător. Întotdeauna mi-am dorit să practic, să fiu profesor,
să studiez, fiindcă activitatea de cercetare astăzi te impune să faci în fiecare zi, să-ți pui niște întrebări și să cauți răspunsuri la întrebările acestea. Să împart acele cunoștințe cu studenții și cât de puțin este posibil, dar să influențez spre bine, cumva să fiu acea, să le ajut în determinarea căii lor. Și activitatea clinică, fiind și medic chirurg ca și specialitate, de asta pot să cunosc atitudinea și poziția femeilor atât în domeniul de cercetare, cât și în domeniul medicinii. Și chiar dacă s-a raportat că în medicină sunt mai multe femei, peste 60%, totuși în chirurgie nu este așa, și în special în Republica Moldova, unde de fiecare dată totuși mie trebuie să-mi dovedesc că în pofida faptului cine și ce spune, eu pot. Și eu o să reușesc să fac inclusiv și asta. Cum am spus, în cercetare nu am ajuns întâmplător și, într-adevăr, am dorit asta. Și pentru prima dată am îmbrățișat această activitate încă fiind studentă la Universitatea de Studii Medicină și Farmacie, când, sub conducerea actualului șefa Laboratorului de Inginerie Celulară și Culturi Celulare, mi-am pus o nouă provocare. Să conduc un studiu experimental preclinic și, evident, că nu a mers. Și atunci, pentru prima dată, am înțeles că cercetare nu este ceva ce tu ai citit, te-ai dus în laborator și ai făcut și ești cel mai bravo. Nu. De fiecare dată, cât de bine noi cunoaște teoria, nu o să meargă așa de bine. Și important e aici să mergi mai departe. Să nu spui, gata, asta nu este a meu și aici s-a terminat, dar să mergi mai departe. Și succesul meu de astăzi mult se datorează oamenilor cu care m-am întâlnit pe parcurs. Acestor oameni care au devenit motivație și inspirația mea zi de zi. Ca și încurajare, sunt implicată și în mai multe activități, inclusiv și în activitate cu elevii din instituțiile preuniversitare din Republica Moldova. Și mă bucur, ne-a spus de mult, să văd elevi și copii dornici de a face ceva în Republica Moldova și am fost întotdeauna și rămân optimistă pentru viitorul cercetării în Republica Moldova, atâta timp cât fiecare dintre noi vor face cât de puțin ce are în putere. Bună ziua, stimate doamne și domnișoare din domeniul științei, mă numesc Tatiana Erhan, repet. Anul acesta am un an aniversar pentru că împlinesc 20 de ani de când am pășit pragul Universității de Studii Moldova, facultății, mulțumesc frumos, Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică și consider că atunci a început marea mea călătorie din știință. Dar la facultate întotdeauna mi-am dorit să fac chimie într-un domeniu aplicativ, să văd cum aceste rezultate prind viață. Și la moment, activez în calitate de cercetătoare la Institutul de Genetică, Fisiologie și Protecția Plantelor în domeniul protecției integrate. Deci, rezultatele noastre sunt aplicate în protecția plantelor. Deci, acum, despre știință la general, acum când sunt atâtea provocări, se caută noi surse de talente, soluții inovatoare, eu cred că soluția ne este dată prin aforismul frumusețea va salva lumea. Altfel spus, femeile și fetele din cercetare, din știință. Deci soluția există și o cunoaștem cu toții. Deci, dragi doamne și domnișoare, vreau să vă doresc idei inovative, rezultate remarcabile, dar cel mai important, vă doresc să fiți apreciate pentru tot ceea ce faceți, la justa valoare. Iar pentru acele domnițe care încă se mai gândesc să îmbrățișeze domeniul științei, pot să le spun că știința este o lume extraordinară unde poți să-ți urmezi visul și să muncești la o cauză cu adevărat nobilă. Mulțumesc frumos! Bună ziua, mă numesc Nemțeanu Silvia și sunt onorată să mă aflu astăzi la acest eveniment frumos și țin să vă mulțumesc pentru încrederea acordată și aprecierea dumneavoastră. Vreau să vă spun că totul a început din pasiunea moștenită, deoarece m-am născut și am crescut la țară, pe pământurile pe care străbunicul și apoi bunica au cultivat strugurii,
cu multă dragoste și apoi au fabricat vinul cu multă dibăcie, care, după cum spunea Dante Alighieri, este sucul divin al pământului. Primul pas pe tărâmul oenologiei, adică domeniul în care activez, l-am făcut în anul 2008, odată cu primirea diplomei de inginer licențiat, după care a urmat un master în management vitivinicol. Activitatea de profesională mi-am inițiat-o în calitate de cercetător științific în cadrul laboratorului oenologie și vinuri cu denumire de origine din cadrul Institutului Științifico-Practic din care activez și până la moment. Pentru aprofundarea cunoștințelor și posibilitatea de a crește în carieră, am fost înmatriculată la doctorat și vreau să vă spun că în ultimul an de studii m-am confruntat cu o problemă care m-a demotivat profund, decesul conducătorului, însă după o mică pauză care a coincis cu nașterea celui de-al doilea copil, am reușit totuși să revin la activitatea de cercetare și să finalizez cu succes susținerea tezei în anul 2023, acum la final, ceea ce mi-a permis avansarea în carieră și numirea în calitate de șef al secției în care activez. Tot parcursul cercetării am participat la diferite proiecte instituționale de stat, de tineri cercetători, am participat la diferite conferințe științifice din țară și de peste hotare. După cum ați menționat, sunt autoarea a mai mult de 35 de publicații științifice, ca majoritatea dintre noi. Și vreau să vă spun că o realizare cu care mă bucur enorm este faptul că am fost rugată să particip în calitate de expert tehnic al Moldacului la evaluarea laboratoarelor din domeniul vinificației, care, cu ajutorul căruia am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni din domeniu. Vreau să vă spun că iubesc foarte mult ceea ce fac. Zi de zi merg cu mare drag la serviciu pentru că sunt înconjurată de persoane de valoare de la care am învățat și continui să învăț foarte multe lucruri noi, cu care mă simt pe aceeași lungime de undă și cu care mă înțeleg din jumătate de cuvânt. Tinerilor le recomand să-și urmeze visul, după cum a mai spus și doamna, să rămână acasă și să studieze, pentru că cunoașterea este cheia succesului. Și să fie sigur că prin muncă, prin perseverență și încrederea în sine obții întotdeauna ceea ce vrei. Mulțumesc! Mă numesc Spânu Valentina, activez în cadrul Centrul Național de Cercetare și Multiplicare a Semințelor. Până în prezent, acum, în trecut, a fost Institutul Fitotehniei Porumbenie. Cercetătoare am devenit pe parcursul vieții mele, activând, lucrând, muncind. Vine o pasiune de la moștenită, cred că de la părinți, care ne-a dat-o și o experiență o am din trecut. Și pe parcursul vieții, cât am activat, am creat hibriți la porumb, activez în laboratorul pentru zonele nordice. Deci, precum a spus doamna moderatoare, sunt autor și coautor la nou hibrizi care sunt omologați și în catalogul de soiuri în Belorusia și în Moldova, în România, precum porumbeni 305, 310. Noi ne ocupăm cu porumbul ceva mai nou, renovăm hibrizi care să fie compotențial de o producție
cu scopul să fie porumbul ăsta cu știuleții cu un potențial mai ridicat, să fie toleranță la boli, la secetă, precum în ultimii ani ne confruntăm foarte mult veri secetoase și, desigur, vrem ceva, să cercetăm ceva mai nou, ceva mai vigoros, ceva mai bun, să fim la nivelul european, să nu procurăm asta, semințe, material semințier de la țările europene, să avem a noastră și să nu fim și noi mai răi ca alte țări. Și, desigur, mulțumim pentru organizare și la tineret vă spunem și pe viitor ambițiile, muncă și răbdare și putere pe viitor. Mulțumim tare mult! Întrebări sau completări, idei pe care ați vrea să le împărtășiți cu noi? Dacă nu, cu siguranță că veți reuși să schimbați câteva vorbe după ce încheiem acest eveniment. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor, pentru că ați împărtășit cu noi experiențele dumneavoastră. Meritați, într-adevăr, aceste aplauze. Acum este momentul să o invit aici cu un cuvânt de încheiere pe doamna Adriana Cazacu, secretar de stat. Foarte succint, stimate doamne, domnișoare, stimate colege. Vă mulțumim încă o dată pentru faptul că ați dat curs invitației noastre, că v-ați prezentat la această ceremonie. Suntem o comunitate foarte frumoasă. Eu m-am simțit foarte bine și cred că fiecare dintre dumneavoastră în acest mediu, în această atmosferă. Aceste istorie de succes, dacă vor fi mai mult popularizate, diseminate, cu siguranță vor atrage tineri în domeniile de cercetare. Domeniile sunt foarte diferite. Cert este că în spatele succesului dumneavoastră stă o muncă enormă și fiecare dintre dumneavoastră a menționat acest lucru. Noi, Ministerul Educației și Cercetării, credeți-ne pe cuvânt, lucrăm foarte mult pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru dumneavoastră, pentru că și noi suntem din aceste domenii și ne dorim ca să fie bine în domeniile în care noi suntem, să fim apreciate, să fim remunerate corespunzător, să avem condiții mai bune de muncă. S-au născut probabil mai multe idei în cadrul acestui eveniment. Cu siguranță va avea continuitate acest eveniment. Ne vom întâlni și în anumite mese rotunde unde vom mai discuta, pentru că împreună vom găsi cele mai bune soluții. Și acum vă urez succes în continuare, bineînțeles, așa cum am mai zis și anterior. Și acum, pentru final, mi-aș dori ca să facem toate împreună o poză de familie. Vă mulțumim tare mult! Dar e doar partea în care ne vă mulțumim încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Vă dorim toate cele bune și mult, mult succes în ceea ce faceți. Și mulțumim foarte mult, mari mulțumiri prezentatoare. Ea deja se identifică cu noi, cu evenimentele pe cercetare. Ne place foarte mult să fim ghidate, să fie evenimentele noastre moderate de dumneavoastră. Succese și dumneavoastră în activitatea pe care o faceți. Și cred că multe doamne de aici care au participat astăzi se vor regăsi în emisiunea dumneavoastră. Da. Așa va fi cu siguranță. Vă mulțumesc tare mult și haideți să facem o fotografie. Da.